Și acum, doamnelor și domnilor, Mâncavaș, veți vedea un om, un primar, cu o putere de concentrare extraordinară pe viața mea, un om de litere. Vreau să vă rog să conjugați verbul a fi, domnule Bani. Uită-l acum în televizor, în plin exercițiu funcțiunii, nene, cu neuronii în 5 la maxim, Marian Vanghelie. Cred că... Marian Vanghelie s-a născut într-o familie de cărturari ferentarieni și a reușit la frageda vârsta de 35 de ani să conjuge verbul a da. Eu dau, tu dai, ei dau șpagă, mâncați-aș. E simplă, e... Da, mă ajut? Dar să știți că dacă vă ajut, vă dau bilionea grădire. Îmi dați bilionea. Da? Încep eu. Da. Eu... Da. Sunt. Mai departe. Tu... Tu ești, mai sunt. Mai sunt. Dar să nu lăsă. Eu sunt. Da. Tu ești. El. El este. Mai sunt. Noi. Suntem. Voi. Voi sunteți. Ei. El. Ei. Ei. Sunt. Sunt. Ești de inteligent. Ei. Ei. Sunt. Sunt. Da. E total idiot. Eu. Da. Eu. Da. Sunt. Mai departe. Și tocmai când credeam că le-am văzut pe toate, ei bine, nu. Da. Te sun. Răspunde. Se spun. Da. Ce simt. Acum. Alo. Iubirea mea. Eu. Fericirea. Să mă cac în ea. Alo. Poftim? Sunt iarăși eu. Ești de aia de-a venit acum. Cine mă la buton? Aia mă, nu. Reporterul grohăitor și corespondența sa specială. Aoleu, fui, mă mănâncă toate. Mai sus. Mai sus. Mai sus, dormenă. Aoleu, deci care e să mor. Ce ai făcut mâncare? Grohăielile mă chinuiesc. Grohăielile mă zăpăcesc. Nu mai rezist. Am băut un gin tonic. Toate fetele știu ce vreau să spun. Cu ocazia întâlnirii care a avut loc cu premierul. Locul 3, 2, 4 este nea criță făriță. E criță făriță, supă căpiță. Puțin matol după căpiță. Noi și prietenul nostru, domnul premier. După ședință. Luam notițe, am luat... Am băut un gin tonic, dar unul singur. Acum, prezentând presei strategia partidului pentru alegeri. Să fim mai activi, să cu tare vrem să câștigăm alegerile, să luptăm, genul ăsta. Dar de ce ne vă duceți acolo, că mai e mâncare... Adrian și Ionel mâncară tot cazul. A fost sau n-a fost? N-a fost, uite, pasul ăsta, nu e. Nu, nu vine, nu cred că vine. Păi acum la ce să vină, la frimituri? Dacă e de acasă, bat și dormi îmbrăcat în pat. Pentru vara ta, pentru vara ta, pentru vara ta. M-a dus bunicul meu să trag cu furtunul, să trag țuică. Da. Din butoi. Unei. Și numai din miroșii din... Le știu, le știu bine. La un moment dat circulau pe reclama mea bombonele. Din nou proaspete de la Cornu, pe de o parte, din apă pură de butoi, pe de altă parte, s-a născut special pentru tine bombonica Năstosan. Bombonel. Dacă mănânci numai o bombonică Năstosan, toate femeile de la țară vor da pe spate. Bombonel. Bombonel. Nicăieri, nu singurel, peste tot sunt alții ce mă strigă. Le știu, le știu bine. Bombonel. Ele îmi spun că-s frumușel.
îmi spun și mai ales femeile, maică, dar arăți mult mai bine decât la televizor. Dar și cu el tu, ai, Ioan. Ajare. Doamne, ferește! Bombonel, bombonel. Dacă mi se atinge păr, beam în două de pat, mă. Ești un tip de caramel. Bombonel, bombonel. Da, singurel. Bombonel. Bombonica Năstosan pentru succes în alegeri. Doamne, n-ai uitat de noi, noi intrat în turul 2. Doamne, relaxează-l pe vagin. Alegerile vor fi fraudate. Mă furați, mă furați la coșniță. Alegerile vor fi prima furate. Vadim, hai! Am ieșit din turul 1, un mare fâs. Sunt afurat toată lumea. Mă furați la coșniță. Vreau să mă duc la doctor, să-mi pun un prelungitor. Hoții, hoții, abar, hoții, hoții. Vă mă furați pe ultima sută de metri. Opriți cronometru, opriți cronometru. Opriți cronometru, opriți cronometru. Pauză de medicamente. Medicamente. Strudel, crevuș, naps. Sunt tribun prin răpăcat, plânsul meu e declasat. Doamne, tu tratează-l pe vagin. A zis că am dat un drept la replică. Vreau drept la replică, la ce am zis mai devreme. De ce n-am dat voie să vorbesc? Dodă! Și copii modeli, așa că hai să căutăm copii modeli. Și acum, surpriza serii, cântăreața Lia. Hai spune, hai spune. Într-un frumos palat trăia o prea frumoasă prințesă. Ei, iubitule, vorbește, vorbește. Care glăsuia așa. Acum face multă ziua, ne doamne că ne frumos. Mustața lui Ania Grea, pe ce le rămâne la bagă. Mândruță, mustața mea, anume-i lăsat așa, să ia la fece mincea și să moră după ea. La auzul vocii sale pițigăiate, faci o singură mișcare, 600 de milioane. Și chiar plângăcioase, că se știe lume multă, că un june prim cu mustață și banice trecea pe lângă palat, călare pe ultimul tip de cal, cu airbag și ABS. Am aleat și pentru femei un bel santic la zasei. Hotărâ pe loc să intre în vorbă. Mercedesul tău e verde, e aspirator de fete, la femei înșelătoare. I-au puștate vânătoare. Și va fi nuntă mare. Că am luat bani la Siria. Iar prințesa își va regăsi o dată pentru totdeauna. Așa că hai să căutăm copiii modeli. Ia să vedem copiii, dacă sunt. Copiii modeli pe care nu i-a avut niciodată. Copiii modeli. Ion Ion și Ileana Cosânzean. Torna să găsești pereche, Andreea, precum eu să poți. Trai lung și fericit. Lumita roșie, eu sunt pe glume pusă și pe glume. Mai un zid era mure. Creștea mure, da, nu știu. Trecem la varianta modernă a poveștii scufiței roșii. Prin noaptea, prin pădure, după de fapt, eu mai eram acolo să mănânc mure. Și a lupului Parșin. Petișcana asta, fragedă, o să fie o bucătură bună. Și un zid era mure. Și în România pe zid, braie, mure. Într-o zi, când domnul lupu se tăvălea pe jos de nervi, că nu mai dăduse mure de mult, dar pietroaiele îi atârnau atât de greu, că îndată căzu jos și își dădu sufletul. Iaca a apărut scufița blondă. Pe un nou început mă așteaptă la ple. Cu fi
fetiță blondă, ca să nu pleci cu mâna goală din pădure. Acum e prea târziu, pe drum sunt ce-am ajuns departe. Pot să-ți dau niște mure lângă zidul acesta. De fapt, eu eram acolo să mănânc mure. E ale mele. Eram mure. Zise lupul, împingând-o pe scufiță. M-am împins. Dar scufița rușie, neștiind ce fiară rea avea în fața ei, nu se sperie deloc. Ce mure mari ai, lupule! Da, fată, ca să te poți sătura mai bine. Vai, vai, bunicuțo! Sexy, sexy, mergem la pădure. Vai, ce frică mi-a fost! Ce întuneric era în burta lupului! Sexy, sexy, după faci mure. Vai, vai, bunicuțo! Homosexualitatea în România. Când vreau să mă relaxez, mă duc și mă uit la oi. Continuăm topul cu o glumă bună. Gigi Becali a candidat la președinție. De ce zâmbești, domnișoară? De ce zâmbești, domnișoară? Ai pune fernitate, op, ceaoleu. Și lasează-te frumos, op, ceaoleu. Lasează-te frumos, op, ceaoleu. Lasă, știu eu, lasă, lasă-mi un favor. Când ați obținut diploma de bacalaureat și ce liceu a eliberat-o? Dar nu cred că este important când a terminat Becali liceul și ce a făcut Becali. Sunt anul 3 la drept și cu asta basta. Între două cărți ale lui Kant, două facultăți și un masterat făcute înaintea liceului și dusul oilor la iernat. Când vreau să mă relaxez, mă duc și mă uit la oi. Filozoful Becali s-a confruntat cu realitatea dură din afara țarc birou. Chiar nu, și acum am 50 de oi, când vreau să mă relaxez, mă duc și mă uit la oi, pentru că... Și lâna e bună? Poftim? Eu, Gigi Becali... Cum e lâna? E bună? Poftim? Jur aici, în mijlocul vostru, că voi face ca lâna ta neagră să strălucească ca căciula lui Mihai Țepeș. Ochta! Am poftit eu! Și vă promit că de aici înainte lâna voastră va fi folosită numai la export. Când vreau să mă relaxez, mă duc și mă uit la oi. Îi dorim odihnă plăcută. Am niște reacții. Un nou curent muzical cult a apărut recent pe piață. Curentul pâritor. Face pâr, ia pâr. După operă, operetă și alte genuri consacrate, iată, a venit în sfârșit timpul pentru ceva nou. Păi da, pârță. Am niște reacții. Creatoarea curentului pâritor, un fel de mamă a concertului ce urmează, este Mihaela Tatu, cunoscută și sub pseudonimul Pâritoarea de acasă. Mihaelei îi mulțumim pentru că ne-a bucurat urechile și ne-a anihilat simțul mirosului definitiv. Adimutu iubește din nou. Alo? Coca, dă-mi telefon. De-o săptămână te tot caut, dar n-ai ton. Aleasa inimii sale este Coca, un manechin celebru din Bogota, Columbia. Care a mai făcut praf mulți fotbaliști la viața ei. Coca știa ce greu mi-e fără ea. Coca spunea la toți că mă iubea. Coca din Bogota i-a sucit temporar mințile lui Mutulică. Coca, tu mă distrugi. Dacă din viața ta vei vrea să mă alungi. De era să se aleagă praful de el. Nu poți glumi așa ușor cu viața unui om. Coca, mi-e dor de tine. Mutulica, lasă pe Coca și apucă-te de treabă. Coca, mi-e dor de